Bună seara, dragi prieteni! Iată ce repede a trecut o săptămână, săptămână în care ne-am întâlnit cu doi interpreți de seamă ai cântecului popular românesc, excelențele sale Silvana Răciu și Constantin Măgureanu, în care dumneavoastră ați fost mii, multe mii de telespectatori care ne-ați urmărit, motiv pentru care aș vrea să vă mulțumesc din tot sufletul. Și pentru că ștacheta emisiunii noastre crește de la emisiune la emisiune, nici în această seară nu am făcut rabat de la calitatea interpretului, a artistului și de la calitatea melodiilor cu care acesta a poposit pentru a doua oară la Giurgiu să ne bucure sufletele cu cele mai frumoase melodii din repertoriul său. Vă mărturisesc cu toată sinceritatea că i-a fost greu invitatei mele din această seară să-și aleagă din repertoriul său vast câteva piese pe care să ne le ofere de la sufletul domniei sale pentru sufletele noastre. De săptămâna trecută și până astăzi, în viața fiecăruia dintre noi s-au consumat lucruri și bune și mai puțin bune. Mi-aș dori să știu că dumneavoastră, cei care iubiți cântecul popular românesc și ne urmăriți la TV Giurgiu, ați avut numai împliniri, așa cum am avut și eu o sărbătoare de suflet pentru mine sâmbătă când am împlinit 61 de ani. Vreau să vă mulțumesc public, emoția mă copleșează și acum, să vă mulțumesc public și sincer că ați fost așa de mulți care mi-ați fost aproape sâmbătă, duminică, luni și chiar și astăzi, prin mesaje pe Facebook, prin telefoane sau prin alte mijloace de a-mi transmite gândurile dumneavoastră de bine pentru mine, pentru familia mea. Am fost onorat să știu că sunteți 2000 de oameni alături de mine și mulți alții care nu ați putut să îmi trimiteți un gând bun, dar știu că acolo, în sufletul fiecăruia, ați avut o vorbă și pentru mine, motiv pentru care vă rămân dator, iar eu vă răsplătesc gândurile dumneavoastră prin a aduce aici la TV Giurgiu, în fiecare seară de miercuri, cei mai îndrăgiți interpreți din cântecul popular românesc. Spuneam că miercurea trecută am avut doi interpreți de seamă și în această seară, dragi prieteni, ne vom întâlni cu un artist complex, cu o voce inconfundabilă, un artist care are în palmaresul său mii de ore de radio, televiziune, un artist care se apleacă cu toată puterea ființei sale, cu tot sprijinul familiei sale spre cântecul popular, ca noi, cei care îl iubim, să ne bucurăm de fiecare dată și să regretăm că recitalul sau microrecitalul sau apariția TV a fost fiecare emisiune sau spectacol a fost prea scurt pentru artistul din această seară. Revine la noi după 2 ani de zile o reprezentantă a Telerumanului, o reprezentantă a cântecului popular românesc de întregul său, o reprezentantă a tuturor genurilor muzicale. Abordează cu multă ușurință cântecul de jale, bocetul, romanța, balada, doina, cântecul de petrecere și cântecul cules de domnia sa din vatra satelor telormănene. Să nu vă mai prelungesc prea mult așteptarea, în numele dumneavoastră, dragi prieteni, în numele întregii echipe, vreau să-i spun cu tot dragul, bine ați revenit la Giurgiu, doamna Virginica Neagu. Bună seara și bine v-am regăsit! Întotdeauna, domnul Clement, dumneavoastră, chiar dacă înainte de a se înființa acest post TV Giurgiu, care încă o dată mă bucur că am prilejul să bat la porțile dorului aici la Giurgiu, la dumneavoastră acasă, ne leagă o prietenie de mai mulți ani, de foarte mulți ani chiar pot să spun, de când dumneavoastră cochetați și o faceți, nu vreau să spun cochetați, chiar aveți simțul de a selecta interpreții de calitate, ați înțeles menirea noastră în această lume, cum s-ar zice, pentru că, într-adevăr, ne înțelegeți foarte mult ce înseamnă un artist complet. Vă iubesc prea mult, doamna Virginica Neagu. Vă respectăm reciproc, noastră știți acest lucru și mă bucur că am prilejul să vă spun încă o dată în direct, la mulți ani, mulțumesc, viață lungă, să aveți multă sănătate și Dumnezeu să vă ofere tot ce e mai bun pe lumea asta. Să depășiți tot în viață, numai cu zâmbetul pe buze, așa cum dumneavoastră ne-ați
învățat pe noi să facem. Eu îmi doresc să depășesc toate greutățile vieții prin cântecele artiștilor, da, așa care e, am spus-o că... de multe ori și îmi place să repet. Mă bucur de prietenia pe care o am și cu Virginica Neagu și cu ceilalți interpreți din cântecul popular românesc și nu numai. Dar aș vrea, fiindcă tot am venit, sunt mesagerul câtorva colegi de-ai mei, Valeria Ianoși din Hunedoara. O salut cu drag. Vă pupă, vă stimează și vă spune la mulți ani. Elisabeta Vasile de la Târgu Jiu, Rozica Petra de la Craiova alături de Neta Soare și Marius Măgureanu și foarte mulți colegi de cântec care dumneavoastră, așa cum aveți obiceiul, postați înainte de a poposi la porțile dorului unui interpret de muzică populară. Dumneavoastră faceți public acest eveniment și sunteți urmărit, îndrăgiți de colegii de cântec ai mei și m-au rugat personal, chiar dacă poate au făcut-o prin intermediul calculatorului, dar m-au rugat, dacă tot povestesc, fiind aproape de mine, să altfel să vă privesc în ochi și să vă spun încă o dată la mulți ani din partea colegilor mei de cântec. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, le mulțumesc prin dumneavoastră și domnilor lor. Îi aștept să vină la Giurgiu pentru că porțile dorului sunt deschise numai pentru interpreții de seamă ai cântecului popular românesc și pentru dumneavoastră este prima dată când spun pentru telespectatori, telespectatorii am mai spus-o, deocamdată nu vreau să fac rabat de la calitatea invitațiilor pentru că am bucuria asta dată de Dumnezeu să vă fiu prieten. Eu vă iubesc, telespectatorii noștri vă iubesc, pe toți care într-adevăr, vă numiți artiști în adevăratul sens al cuvântului, iar dumneavoastră sunteți un exemplu în această seară, venind aici și lăsând multe din treburile cotidiene, din proiectele pe care dumneavoastră le aveți în derulare, da, ca fiecare om, ca fiecare soție, ca fiecare mamă. Am vorbit cam mult, dragi prieteni, de aceea am sorut pe doamna Virginica Neagu să se pregătească pentru primele două piese, iar pe dumneavoastră, prieteni dragi de acasă, să folosiți cele două numere de telefon, la unul să trimiteți mesaje celor dragi din viața dumneavoastră, iar celălalt număr de telefon afișat de colegii din regie, să-l folosiți și să intrați în direct cu invitata noastră, cu doamna Virginica Neagu, să ne certați, să ne lăudați, dar vă așteptăm. Până atunci, până dumneavoastră vă faceți curaj, iată, dragi prieteni, două piese din Telorman cu Virginica Neagu. Dacă tu nu mă cunoști, întâi cunoaște-mă bine și atunci vorbește de mine. Cine mă cunoaște, lume, atunci știe foarte bine că-mi dau sufletul din mine la ai mei și la oricine. La bani, din prieteni faci dușmani. Dacă nu le-ai dat odată, nu te iartă viața toată. Zici o vorbă bătrânească și o zicală românească, că la prieteni ce ai ești bun numai când le dai. Când crezi că ei te iubesc, pe la colțuri te vorbesc. Poate tu n-ai vrea să-i suferi, dar ei tot te fac să suferi. Și atunci să luați aminte că rău se ține minte. Când îți cer, nu le dai chioară și lasă-i în drum să moară.
străin ce sunt pe lume, plânge inimioara în mine. Plânge inimioara în mine ca într-un copil de 3 zile. Copilul plânge și tace, care mamă să-l împace. Dar pe mine n-are cine, că sunt străină pe lume. Rău e, Doamne, prin străinii, ca desculți prin mărăcinii. A, naibii străinătate, niciunul nu ține parte. Fac rău, tot zice copilul meu. Vai, săracă mama mea, de-i fac inimioară rea. Tot îmi iartă greșeala, că este măicuța mea. Rău e, Doamne, prin străinii, prin mărăcinii. A, naibii străinătate, niciunul nu ține parte. Plecată în lume, dorul de părinți rămâne. De căsuța cu pridvor, unde am crescut cu dor. Nu știu, Doamne, ce-i cu mine, mă usucă frunza-n vie. De dorul lui măicuța, că m-a crescut sărmana. Rău e, Doamne, prin străinii, ca desculți prin mărăcinii. A, naibii străinătate, niciunul nu ține parte. A, naibii străinătate, niciunul nu ține parte. Da, două povești de dragoste, două povești de dor, două povești de viață aduse din Telorman de invitata noastră din această seară, doamna Virginica Neagu. Povești din care, din păcate, ne regăsim mulți dintre noi, cei care avem plecați departe de casă pentru un trai mai bun, fie că sunt părinți, fie că sunt frați, fie că sunt surori, fie că sunt copii. Durerea este și mai mare atunci când copiii pleacă de lângă părinți, iar aceștia rămân cu suferința dorului. Însă aș vrea să vă spun, dragi prieteni, că astăzi am fost impresionat de povestea unui prieten drag sufletului meu, domnul Adrian Cândea de la Brutăria Pâinilă, care ne-a oferit cu multă generozitate toate produsele din această seară, motiv pentru care îi mulțumim din suflet. Este o plăcere să mă reîntâlnesc cu el, dar am reținut un lucru.
În fiecare zi, domnia sa trimite către direcția de asistență a copiilor multe din produsele pe care acesta le produce la brutăria Pâinilă și acestea, prin această direcție, sunt împărțite caselor de copii de pe raza municipiului și a județului Giurgiu. Este foarte un lucru frumos, poate banal, însă are foarte multă semnificație sufletească, un om care iubește oamenii, dar impresionant este următorul aspect. El a propus consumatorilor, clienților domniei sale, ca aceștia să depună într-un coș câte un produs de panificație sau patiserie pentru a îmbogăți și mai mult aceste bucatele daruri, sigur că da, copiilor care duc dorul mamei, duc dorul tatălui, că iau sau că nu iau. Însă face un apel către noi, giurgiuvenii, că atunci când cumpărăm produse, când sufletul ne lasă, să lăsăm în acel coș un produs pentru care domnia sa emite bon fiscal, iar toate produsele care sunt colectate, sunt donate de oamenii cu suflet, sunt predate către Direcția de Asistență Socială pe bază de proces verbal. Este un lucru care se poate verifica oricând, pentru că n-ar putea să planeze o suspiciune asupra corectitudinii sufletului său. De ce? Pentru că, spuneam mai devreme, domnul Adrian Cândea oferă din profitul unității sale produse de panificație, produse de cofetărie către casele de copii. Ce frumos! Om cu suflet! Mulțumim, domnul Adrian, și pentru ce ne-ați oferit nouă și mai ales pentru gestul pe care îl faceți pentru copiii din orașul nostru, care, din păcate, nu au o familie. Dragii mei, văd că sunteți aproape de noi, ne-ați trimis o parte dintre dumneavoastră mesajele, așteptăm și pe celelalte, băieții din regie sunt pregătiți. Bună seara, domnule Clement, doresc din toată inima ca toată mapa muzicală din această seară să o dedic părinților mei Petre și Mița Piperea, fratelui meu Florin, finilor Florica și Florin Florică, îngerașului lor cel mic Vlăduț, cât și tuturor consătenilor din comuna Gogoșari. Vă mulțumesc, Mariana Piperea. Din partea mea, Buzea Nicolae, pentru soția mea, Dana, toate cântecele din această seară. Să vă trăiască soția, domnule Buzea. Bună seara pentru mama mea, fiica mea și toți cei care mă cunosc. Toate melodiile doamnei Virginica Neagu, semnează Daniela Simion. Mai sunt mesajele, citim pe parcurs, însă aș vrea să o întreb pe doamna Virginica Neagu cât de bine se simte în costumul popular. Nici nu am cuvinte să vă spun, foarte bine, aceasta este identitatea mea. Aici mă regăsesc cel mai bine, pentru că aceste costume înfrumusețează omul. Parcă înfrumusețează sunt mai frumoase sufletul. Decât orice da. Altă rochie de seară de la nu știu ce firmă. Deci nu? Să știți că îndrăgesc, chiar iubesc acest costum popular și tot cei care mă știu și mă cunosc știu că eu în fața publicului nu apar altfel decât în costumul meu, în portul meu popular. Eu mai știu un lucru despre dumneavoastră. Așa cum iubiți dumneavoastră costumul popular, așa de mult vă iubește și vă înțelege familia dumneavoastră. Da, într-adevăr, familia mea mi este alături. Mulțumesc soțului meu că există în viața mea. Mulțumesc copilului meu că este un copil minunat și Dumnezeu. Și prietenilor cu care ați venit în această bineînțeles, seară. Bineînțeles, vreau să-mi salut prietenii. Știți că eu sunt o fire foarte prietenoasă. Sunt înconjurată mie de prieteni. Nu spuneți asta, că știu. Și în această seară am doi dintre ei cu mine. Eu am foarte mulți prieteni și aici, în Giurgiu. Și să spunem că domnul este giurgiuvean din Răsuceni, nu? Da, din Răsuceni este și îl cheamă Constantin Barbu, Costi s-o Barbu. Și pe, și pe soția lui o cheamă Nicoleta Barbu. Directoare la un supermarket din Alexandria. Din Alexandria, da. Mi este ca o soră. Știți că în viață ai nevoie și de prieteni sinceri. Așa cum și dumneavoastră ați spus și ați povestit, vreau să spun că m-a impresionat povestea domnului Adrian ce face pentru copii. Da, e un om care e de o modestie exagerată. Eu iubesc copiii, sunt foarte darnică cu ei. Mi-aș fi dorit să avem și noi un exemplar, un așa, un om cu suflet în orașul meu, în Alexandria, de acolo unde eu trăiesc. Și eu plusesc că sunteți un om sensibil pentru că ați participat la unul din evenimentele organizate pentru un copil bolnav de cancer de la Giurgiu în urmă cu 3 ani. Ieri, din întâmplare, am văzut la mamaia de la Oinacu, mamaia lui Gelu Voicu, am văzut afișul că domnia sa le are
puse pe pereți. Dar un alt sensibil, vorbiți aici de un, chiar dacă este un munte de bărbat, este un bărbat cu sufletul cald, un om cu suflet bun. Gelu Voicu face mult bine, foarte mult bine, dar iarăși încă o dată noi, nouă interpreților poate, nu ne-ar sta. Povestim de Gelu Voicu, să nu mai prelungim prea mult așteptarea primului telespectator, ne cerem scuze. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm din tot sufletul pentru invitata dumneavoastră, de exemplu de noblețe, de exemplu de finețe, de exemplu de profesionalism, de exemplu de o lady în adevăratul sens al cuvântului, de exemplu de o lecție despre profesia pe care și-a ales-o prin conduită, prin modul de abordabilitate, prin modul de exprimare și nu numai. Vă mulțumesc, dragă doamnă, că ați venit la Giurgiu și mă înclin în fața dumneavoastră pentru modul în care ați păstrat și valorificat întreg tezaurul dumneavoastră folclor. Și eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, chiar m-ați impresionat. Să știți că sunt o fire foarte sensibilă și încă o dată vă mulțumesc pentru intervenția telefonică și caracterizarea atât de frumoasă. Și eu vă mulțumesc, doamnă, că ați avut curaj să ne sunați, continuați să aveți de fiecare dată, pentru că este o bucurie pentru fiecare dintre noi ca doamna cântecului popular din Telorman, doamna cântecului popular românesc, Virginica Neagu, să răspundă invitații noastre, puțin ca în greu, însă, spuneam mai devreme, agenda este destul de încărcată, însă prezența de miercurea trecută a lui Costi Măgureanu și a Silvanei, precum și a lui Vera, a determinat-o să concentreze mai mult activitățile și astăzi să poposească, chiar dacă a venit pe o ceață foarte densă la Giurgiu, dar arta cere sacrificii. Așa este, vă rog, da, să faceți sacrificiu, să vă pregătiți de cântat, pentru că ne vin mesaje și încercăm să-i mulțumim și pe telespectatori, să le trimitem, să le citim o parte dintre acestea. Bună seara, domnule Clement, vă felicit pentru frumoasa emisiune și aș dori și eu toată mapa muzicală să fie pentru toți locuitorii comunei Găujean. Semnează domnul Bunea Andrei. Salutăm și noi toți găujenenii și pe domnul primar Marcu și aș fi bucuros dacă acum ar fi în fața micului ecran să intre în direct și să ne promită că foarte curând artiștii din cântecul popular românesc se vor mai întâlni cu locuitorii frumoasei comune Găujean, acolo în lăcașul de cultură pe care domnia sa împreună cu toți consilierii a reușit să-l transforme dintr-o ruină într-un palat. Felicitări Consiliului, felicitări domnului primar, felicitări tuturor oamenilor din comuna Găujean, că au înțeles să aibă într-adevăr un reper unde toți artiștii, fie că sunt din muzica populară, fie că sunt din muzica ușoară, din actorie, pot să vină și să bucure suflete ale locuitorilor acestei comune. Din partea mea, Iuliana, Daniela și Ionuț, dedicăm toate melodiile din această seară pentru prietenii noștri Gabriela și Costel. O seară bună! Cred eu, dacă nu greșesc, că este vorba de Costel de la vioară, un instrumentist de mare virtuositate. Mie mi-a dat Dumnezeu bucuria să colaborez foarte bine cu el. El cântă dumnezeiește la vioară, cântă dumnezeiește și cu vocea. Cântece din vatra satului Frătești, din vatra muntenii noastre dragi. O să mai vorbim de Costel, o să vorbească și doamna Virginica, pentru că îi leagă o prietenie de an mulți, o colaborare de an mulți. Dar până atunci o urmărim cu alte două piese pe inegalabila noastră invitată, Virginica Neagu. Și-am zis fer de amurele,
dragi mi-au fost mândruțele, că-am iubit din tinerețe până acum la bătrânețe. Dar au fost bune, dar au fost rele, eu le-am iubit firariele, și-am lăsat inima largă, că prea mi-a fost viața dragă. Dar eu nu așa sunt, și la mulți îmi lua fața, că-am știut să-mi trăiesc viața. Se mire lumea de mine, că pe toate le-am pus bine, le-am făcut poftele toate, să mă plângă după moarte. De unde am atâția bani, de unde cheltui bani grei, și țin mândrele cu ei. Dar nimeni nu ghicește, fac bani cât ai zice pește. Unii la veri gândesc, mie-mi place să trăiesc, mă. Când o fi la moartea mea, măi, să vezi câte mor plângea. Ei în patru blânzi s-or duce, cine dracului o plânge? Alegi frățioare, măiete, nu te uita, intră sârbă, nu mai sta, pe la Alexandria și alegeți mândruța, măi. Să vedem cine încearcă să aleagă telor mâneancă. Bună de luat în brață, găseale n-ai bifudule, și de iubit nesătule, intră sârbă, nu mai sta, pe la Alexandria. Nu lăsa jocul să treacă și alege-te lor mâneancă. Cu cosița până la brân, tot de mijloc să-mi o țin. Frumoasă peste măsură, de ea-i bea apă din gură. Băiete, nu te uita, intră sârbă, nu mai sta, da la Alexandria și alegeți mândruța, mă. Sârbă, nu mai sta, ca la Alexandria. Nu lăsa jocul să treacă și alege-te lor mâneancă. Dragi tineri care sunteți necăsătoriți, iată că doamna Virginica Neagu vă face o propunere. Mergeți în Telorman, unde găsiți fete frumoase, iar domnia sa este un exemplu în acest sens, pentru că soțul său, chiar dacă au trecut niște ani peste căsnicia domnilor lor, este o dragoste ca la prima vedere. Rod al dragostei familiei doamnei Virginica rezultă un munte de băiat, o frumusețe în care Dumnezeu i-a pus frumusețe și în suflet, dar și pe chip.
Vroiam să mulțumesc pentru sprijinul pe care ne-l acordă în fiecare seară de miercuri doamna Petronela Sândulescu, acolo unde invitații noștri, artiștii noștri, merg și destăinuie înainte de emisiune ca să prindă curaj pentru întâlnirea cu dumneavoastră multe din bunele și relele pe care fiecare dintre domniile sale le petrece, că suntem oameni cu toții și ne lovim și de bucurii, ne lovim și de necazuri. De asemenea, mulțumim doamnei Aura Stan și Nuți Leceanu de la Florăria Lili, care vă oferă, doamna Virginica Neagu, acel frumos, zic eu, buchet de flori, buchet de lalele. Mulțumesc care din se deschid suflet. Petalele ne-au dat de căldura sufletului operatorilor, băieților din regia, conducerii, a familiei Floricel Nicolae, și unde fiecare dintre noi am pus un gram de recunoștință pentru tot ce faceți, un gram de bucurie că sunteți la Giurgiu, un gram de respect pentru că din atâtea ramuri ale culturii ați ales cântecul popular. Mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Clement, doamna Petruța, vă deranjează! Sărut mâna, doamna Micu! Ce bucurii ne face și ultima vreme, mai pot de dracu, vine miercurea. Astă seară mi-ați adus o fată frumoasă și cântă de merg cântece la suflet. Mă bucur, foarte doamnă. Foarte frumos, doamnă, cântați și v-am apreciat și v-am admirat și la spectacol la Giurgiu, de câte ori ați venit când domnul Clement a organizat, și la emisiunile TV. Îmi plac foarte mult cântecele dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Văd că domnul Clement spune că aveți și o familie frumoasă. Așa e, doamnă, n-am exagerat. Și familia și le duceți toate la capăt. Sunteți puternică, doamnă, bravo. Așa este. Așa și asta se... ne trebuiesc. I se datorează bunului Dumnezeu pentru că m-a înzestrat cu acest suflet minunat. Și să știți că noi artiștii avem o sensibilitate aparte. Suntem sensibili la orice, la tot ce înseamnă viață pe pământ. Începând de la insecte până la flori, până la tot ce înseamnă viață. N-ați putea să cântați cântecele astea cu atâta drag și parcă sunt lupte și culese de acolo, din viață, toate. Sunt culese de la oameni ca dumneavoastră, să știți că chiar melodiile pe care le-am interpretat sunt culese de la bătrânii satului. Chiar iau sârba cum răsună, este adunat de la un lăutar al satului care cânta în horă odată când eu eram copil. Foarte frumos. Să păstrați și să duce totul mai înainte, că ne uităm cu atâta drag la dumneavoastră. Noi de vârsta a doua, cel puțin, avem timp mai mult și vă îndrăgim foarte mult. Mi-a plăcut de mic copil. Cântam și eu când eram la școală, așa, și cântau toți copiii. Dar dumneavoastră chiar v-ați ales cu drag, că sunteți născută pentru... Da, așa este. Sunt hărăzită sau aleasă de Dumnezeu, pentru că acesta e un dar, da, pe care noi îl primim de acolo de sus. Bravo, doamnă, mulțumim și să mai veniți la Giurgiu. Și mulțumim și lui domnul Clement, pentru că uite ce surprize frumoase ne face. Mulțumim mult, domnul Clement. Să fiți sănătoasă, doamnă, să ne bucurăm împreună de acești oameni cu suflet bun, acești minunați artiști care răspund. Și să știți că doamna Virginica Neagu a poposit în emisiunea noastră fără să pretindă financiar nici 0,02 bani, da, a venit pe cheltuiala domniei sale și a lăsat treaba acasă, dar a venit de dragul nostru al giurgiuvenilor, cei care suntem aici în platou și organizăm, eu știu, pregătim cu mult timp înainte emisiunea la Porțile Dorului. Mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement! Să rămână mamaie! Bună seara și lui doamna Virginica Virginica Neagu. Bună seara, eu doamnă! Eu o iubesc de acum 3 ani de când a fost la spectacol la Giurgiu. Vedeți? Vă mulțumesc din suflet! Ai văzut-o, mata, în tablou la mine aici? Am văzut-o, mamaie, am spus ceva mai devreme. Da, da, mamaie, da, să trăiești, îi mulțumesc. Îi urez și ei la mulți ani să dea Dumnezeu sănătate multă și spectacole frumoase și eu o iubesc în suflet. Îmi place cum cântă, îmi place cum vorbește cu dumneavoastră. E foarte, foarte frumoasă. Vă mulțumesc din suflet.
Și dumneavoastră și multă sănătate. Și eu două dedicații, se poate? Da, mamaie, se poate. Cum să nu dorești mamaia lui Gelu Voicu? Da, păi chiar pentru Gelu Voicu dau. Zi, mamaie. Pentru Gelu Voicu, pentru Subui Petre, pentru pentru nepoatele mele. N-au nume? N-am înțeles. Nepoatele cum se numesc? Le știi, mata, nu mai le spui, lasă. Are nu emoții. Le știi, mata, că a venit la mine să văd prima ta cu ele. Știu, mamaie, dar era bine să fi știut și oamenii din comună. Ei, știi oamenii din comun. Și dau și pentru toți oamenii din comuna noastră și îi iubesc foarte mult și că eu mă vine cu toată lumea. Eu nu vreau să fiu supărată cu nimeni și lui doamna Verzinica Nebu. O iubesc nespus de mult, că mi-e foarte dragă și o simpatizez în suflet, o pup dulce, dulce. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, mamaie, și rămâi alături de noi, că până la 10 stăm și, în și direct. Și bunica, vreau să asigur că eu sunt foarte bună prietenă cu nepotul noastră, cu Gelu Voicu, și el știe acest lucru. Ne întâlnim deseori la petrecerile private și avem un respect profesional deosebit și o legătură frumoasă de prietenie. Mulțumim, mamaia de la Oinacu, mulțumim și rămâi alături de noi să ne bucurăm împreună de cântecele doamnei Virginica Neagu. Să le spunem telespectatorilor relația în afară de scenă dintre Virginica Neagu și Constantin Măgureanu. Da, avem o relație foarte frumoasă, suntem prieteni foarte buni și, mai presus de toate, sunt moșica, știți că la noi aici, în zona noastră a sudului, sunt moșica primului lor băiețel, Antonio, cu Veronica. Deci, lui Antonio Măgureanu, care și el îi calcă foarte frumos și vine foarte, foarte bine și sigur pe urmele tatălui. Este drag, să știți, foarte ca drag Răzvan, este, ca și Răzvan, dar Răzvan acum a crescut și Antonio va demonstra, pentru că este și el foarte hotărât și foarte motivat. O mamă, cum e Vera Măgureanu, nu are cum să nu iasă un lucru bun. Da, așa este. Este ea de implicată în creșterea fiecăruia copiilor. Este foarte profundă, foarte, în ciuda faptului că Veronica Măgureanu parțial pare a fi un om puțin foarte puternic, să știți că în adâncul sufletului are o sensibilitate aparte. Doamna Virginica, vă propun să vă pregătiți din nou de cântat. Cu tot dragul. De vorbit, putem să mai vorbim, însă telespectatorii noștri, care sunt mulți, foarte mulți, vor mai mult să vă vadă cântând, să vă admire costumul, iar până când regia se pregătește, eu vreau să mai citesc câteva din mesajele pe care le-am primit. Sunt așa de multe și, dragii mei, v-am spus de multe ori, nu prea mă descurc eu cu tehnica asta. Dacă rămâne vreun mesaj necitit, colegii din regie le listează pe ecran, puteți să le vedeți acolo, însă încerc să mă achit și eu citind dintre acestea. Din partea mea, Florentin, pentru mama mea, Daniela Steriana. Bună seara, domnul Clement, doresc să dedic toate melodiile cu doamna Virginica, în special mamei mele, Constanța, soțului Adrian, copiilor Denisa și Alex, sorei Mădălina, cumnatului Cornel, nepotului Eduard, mătușii Paula, unchiului Florea, din partea lui Raluca Buraga. Așa să fie, doamnă, să vă bucurați de toți pe care i-ați menționat în mesaj. Bună seara, dedic toată mapa muzicală din această seară familiei mele și, nu în ultimul rând, familiei Rădulescu. Semnează Andreea Stroiescu din Vedea. Din partea mea, Florentin, pentru mama mea, Daniela Steliana, care îi doresc multă sănătate și bucurii și o rog să mă ierte dacă uneori am mai greșit. Doamnă, iertați-vă copilul odată că sunteți mamă și iată, atunci când a greșit, el a recunoscut și vă cere să-l iertați. Pentru dumneavoastră, pentru toți iubitorii de cântec popular, pentru toți care urmăresc emisiunea noastră, alte două piese cu îndrăgita interpretă, Virginica Neagu. Să o urmărim, prieteni! Mi-amintesc seara pe deal, când eram copil acasă.
când aici mă duce iar și un dor nebun mă apasă. Dor nebun de-a mea măicuță, de viața dotinioară. Dor priveag de-al meu tăicuță și de maica bătrâioară. Acolo în căsuța veche îmi trăi copilăria. Părinții fără de pereche mă învățau ce-i omenia. Îmi spuneau dacă-mi să plec și-am să ajung în lumea mare, niciodată să nu uit ca fi om în lucru mare. Doamne, mai ținem părinții, nu mi-i lua de pe pământ, mă, că sunt mai blânz decât sfinții și nu am nimic mai sfânt, măi. Eu cu cântecele mele să le alin bătrânețea, să uite de zile grele și să-și alunge tristețea. Cât o să pot am să cânt, măi, să ne mângâi sufletul, măi, căci pentru mine au muncit, măi, ca să ajung ce sunt acum, măi. Zis verde m-a rotat, supărată-s pe bărbat, ca seară mi-a întârziat, nici curiță nu mi-a dat. Și-am zis verde m-a rotat, supărată-s pe bărbat, ca seară mi-a întârziat, nici curiță nu mi-a dat. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară, umblă pe la porți străine și n-are habar de mine. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară. Eu l-aștept toată noaptea, nu știu pe unde umbla. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Acum ești în putere, iubești mândre tinerele, dar vine
bătrânețe și ți-o-i face viața grea. Ca să vezi și tu ce înseamnă să nu fii băgat în seamă, să mă aștepți până dimineața, să-ți blestem bărbate viața. Dragi prieteni, aș vrea doar să credeți că așa stau lucrurile în viața doamnei Virginica Neagu, însă este o satiră, dacă vreți. Da, un cântec satiric. Da, da, pentru că eu știu foarte bine cât de mult își iubește familia și a făcut-o mai mult pentru cei care, eu știu, se mai întâmplă uneori ca în căsnicia lor să mai aibă loc și astfel de lucruri, așa cum ne-ați povestit. Eu zic că sunt plăcute, totuși, să știți că pastelează puțin viața. Că și în plus de asta, un cântec înseamnă românul este făcut de viața. Da, sigur că da, da. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement. Sunt Mariana Mihali. Să rog, mâna, doamnă. Bună seara, doamne Virginica Neagu, pe care o îndrăgim pentru că ne oferă cântece de suflet pentru toți cei ce ascultăm cântecul popular. Vă felicit, domnul Clement, pentru că fiecare zi de miercuri stăm în fața televizorului pentru a ne alina și încânta cu vocile frumoase al interpreților valoroși pe care dumneavoastră ne-i aduceți cu drag în fața noastră. Îi mulțumim doamnei Virginica că în seara aceasta a poposit în orașul nostru. Îi urăm mult succes pe plan profesional, iar cântecul să vă aducă, doamna Virginica, mult succes și mari realizări. Vă mulțumesc. Aș dori în seara aceasta să fac câteva dedicații, în mod special pentru fetele mele, pentru sora mea, pentru verișoara mea Nina Saitoc și Bibi Saitoc, care le doresc multă sănătate pe această cale și aș vrea ca toate cântecele doamnei Virginica să le umple sufletele de bucurie, căci au o fetiță plecată în străinătate și cred că s-au regăsit în acest cântec pe care doamna Virginica ni l-a oferit. Vă spun cu multă emoție, pentru că și eu am o fetiță plecată și cred că nu le-a fost deloc ușor ascultând acest cântec al dumneavoastră. Eu vă pot împărtăși ce simt acești copii, pentru că nici lor nu le este atât de ușor, doamnă, pentru că și eu am plecat de foarte mică de acasă și acest cântec, într-adevăr, l-am simțit și l-am trăit pe propria mea piele, vă cum mulțumim, se spune românește. Vă mulțumim din suflet pentru toate cântecele pe care ni le dăruiți. N-am vrut să vă întristez, să știți. Am vrut numai să aduc publicului larg ascultător, pentru că în ultima perioadă, domnul Clement, încă o dată vă felicit pentru formatul de emisiune pe care dumneavoastră îl faceți. Pentru că dumneavoastră ne dați prilejul nou interpreților de calitate să aducem publicului larg ascultător melodiile care aduc și bucurie și tristețe și tot ceea ce trebuie, tot ceea ce simte omul de rând, cum îmi place mie să spun, pentru că de acolo vin, de la vatra satului și știu ce înseamnă să pleci de jos, să mergi pas cu pas și fiecare succes și fiecare reușită să o simt pe propria mea piele. Așa este și nu în ultimul rând dumneavoastră, domnul Clement, și întregii regii vă dăruiesc întreaga mapă muzicală în seara aceasta. Mulțumim, doamna Mariana. Îmi pare rău că aveți și momente de tristețe pentru că aveți o fată plecată și vreau să completez spunând că este greu sau te ajunge dorul de casă când pleci într-un concediu de 10 zile. Așa dar este. Să pleci luni sau ani de lângă cei dragi ca să poți să câștigi o bucată de pâine. Din păcate, aceste plecări departe de casă, departe de cei dragi, lasă răni adânci care nu se mai cicatrizează. Vă mulțumesc de telefon, vă mulțumim pentru aprecieri și rămâneți alături de noi. Și dacă tot doamna Mariana făcea dedicații, fie ca întreaga emisiune din această seară să fie un dar al întregii televiziuni din partea mea pentru interpreta cântecului popular românesc din Giurgiu, Liliana Bodnaruc,
care astăzi împlinește 31 de ani de la căsătorie. Viață frumoasă în doi, Liliana, să fii sănătoasă. Și eu o salut pe Liliana și îi spun la mulți ani. Să vă bucurați de băiat, să devii soacră mare, să devii bunică și de ce nu străbunică. Aș vrea să mai dedic întreaga emisiune fiinului meu, domnul comisar șef Barna Valerică, de la Poliția Județului Giurgiu, care astăzi a împlinit 51 de ani de viață, să se bucure de familia sa, să fie sănătos, să nu uite de obiceiul pe care îl are față de nașul, adică de mine, frumos, de 25 de ani, și mărturisesc cu sinceritate că îmi este drag și el, și Fina, și cei doi băieți, cei doi vlăstari, unul student, unul elev. Iar la mesajul pe care ți-l transmit, finule, mi se alătură și prietenul nostru, părintele Mihai Neacșu, de la Biserica de Lemn din curtea Spitalului Județean, care a ținut în mod deosebit să te salutăm în direct, aici, ținând cont că în platou a poposit o voce de aur din cântecul popular românesc. La mulți ani, Barna, la mulți ani, finule, la mulți ani tuturor acelora care astăzi sau zilele următoare sau zilele care au trecut și-au sărbătorit sau își sărbătoresc ziua de naștere sau zilele de naștere ale celor dragi din viața fiecăruia. Se pare că mai avem un telefon. Alo, bună seara! Da, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule Clemente, mă numesc Victor Dorobanțu. Bună seara, domnul Dorobanțu. Mare admirator al emisiunilor dumneavoastră, chiar dacă emisiunea pentru prima oară în direct cu dumneavoastră. Vreau să dedic și eu în această seară toată mapa muzicală pentru fica mea, Elina Ionela, care împlinește astăzi 31 de ani. O, să vă trăiască, să vă bucurați. Să vă trăiască foarte mult și pentru nepoțica mea, care s-a făcut pe data de 9 ianuarie, Sofia. Și pentru toți care mă ascultă și care ne ascultă în această seară. Și probabil că pe viitor am să fiu un, cum să zic, un, mai curajos, să intrați în direct mai des. Care să vă sun mai... Intrați, domnul Dorobanțu, nu trebuie să folosiți cuvinte din carte, folosiți cuvintele sufletului, pentru că... Niciodată nu folosesc cuvinte din carte, vorbesc exact pe ceea ce... Simțiți. Da, sigur. Sunt, v-a spus, un mare admirator și eu... La rândul meu mă consider un fel de solist, ca să zic, pentru că mi-a plăcut să cânt de când mă știu și îmi place să cânt și chiar dacă am o vârstă mai merge cu un pic. Păi dacă aveți un album, vă așteptăm cu drag să deschidem porțile dorului. Am așa un album în suflet, dar nu niciun caz. Am înțeles. Atunci rămâneți alături de noi în fiecare seară de miercuri să vă întâlniți cu artiștii noștri dragi. Și fiecare dintre domniile voastre să se regăsească în cântecele pe care aceștia le aduc și le aleg cu greu din repertoriu, pentru că fiecare au imprimate în radio, în televiziune, sute și sute de cântece. Doamna Virginica, mă uit la așa și mi-e frică că am ajuns la jumătate și mai aveți multe... Sigur, asta mai aici un direct dumneavoastră. Poate că am un pic de emoție acum, ca și pentru prima oară. Nu e nicio problemă, emoția e trecătoare. Nu, păi nu cântă. Da. Să vă bucurați de tot. Sănătate multă și vă urez succes în continuare. Cât de multe succes. Mulțumesc, domnul Dorobanțu. Salutați-vă și familia, că se pare că am auzit-o pe doamna, că vă este alături. Să vă trăiască fetița, să vă bucurați. Așa cum mă bucur și eu de fetele mele, de nepoțelul meu, care acum se uită la televizor. Doamna Virginica, vă rog să faceți doi pași la dreapta și să vă pregătiți de cântat, iar eu încă o dată să mulțumesc domnului Adrian Cândea de la Brutăria Pâinilă pentru ce ne-a oferit în această seară și are de gând să ne mai ofere și cu alte ocazii, în alte emisiuni. Sunt impresionat încă o dată de proiectul dumneavoastră și fac apel la telespectatori că atunci când cumpără produsul de panificație, pâinea noastră cea de toate zilele, undeva în dreapta să lase, fie că este o pâine, o chiflă, eu știu, un ștrudel, care să ajungă și la copiii de la casele de copii din municipiu și județul Giurgiu și care tânjesc să se bucure de o prăjitură. Doamna Virginica, din respect pentru alt telespectator care așteaptă pe fir, vă rog să
m-a îngăduit să intru în direct cu domnia sa. Alo, bună seara! Bună seara! Ce doamnă frumoasă și minunată! Dar ne spune cine sunteți! Tânsei, ai pielii, ai ochilor, ai bluzei, ai fustei, ai costumului național, exprimă numai sensibilitate și dăruire sufletească. Cred că dumneavoastră puteți interpreta toate genurile muzicale, nu doamna interpretă. Așa este, da, este adevărat. Sunt convinsă că acest cântec popular vi s-a lipit de suflet, că se vede și prin el ne transmite și nouă toate emoțiile dumneavoastră. Și să știți că sunteți mai frumoasă decât acum 3 ani, să v-am văzut la spectacol. Da. Să o luați drept un compliment sincer. Vă mulțumesc din suflet. Dar se pare că înaintea am vrut să mă înfrumusețează în loc să mă urățesc. Am făcut și eu o glumă. Vă mulțumesc din suflet eu oricum. Eu vă doresc multă sănătate și place că domnul realizator vorbește prin cuvintele sufletului, vorbește liber și preține emisiunile pe noi și pe dumneavoastră cu multă sinceritate. De asta îl apreciem foarte mult. Doamnă, n-am de ce să folosesc cuvinte alese dacă sufletul nu mi le dictează. Da, se observă. Se observă acest. Mulțumim pentru telefon, rămâneți alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi de ce ne-a adus nouă din Telorman doamna Virginica Neagu. Să-i dăm drumul cântecului cu alte două piese. De la un căpăteață să-mi ajută ai mei părinți, că au fost tare necășiți. Am muncit până nu mai pot și într-o zi am pierdut tot. Când se le aduc mângâierea, am pierdut toată. Odată ți-ar de obrazul, nu mai aveam noaptea somn, parcă nu mai eram om. Cum să ies afară în drum cu părinții mei bătrâni? Și-am chipzuit s-o iau iar de la început. Poate am suferit de foame, strigând nu mă lăsa, Doamne. Am muncit prin vânt și ploi și-am luat averea înapoi. Am ținut mult la părinți și-am vrut să-i văd ferit. Le-am arătat la dușmani că am ieșit iar la liman. Muzica.
loc vintelor mani. Când stă inima pe loc, când îl văd pe pintenog, cu căciulă și dimie, neica așa îmi place mie. Când stă inima pe loc, când îl văd pe pintenog, cu căciulă și dimie, neica așa îmi place mie. Glindă, și sunt roșie caracu, după neica îmi pierd capul. Atunci dau fugă întindă, mă uit iute în oglindă, și sunt roșie caracu, după neica îmi pierd Inima a început să-mi bată, l-am la inimă cu dor și l-o iubit până mor. Dar când am ajuns la poartă, inima a început să-mi bată, l-am la inimă cu dor și l-o iubit până mor. Dacă prin cântec spunea Virginica Neagu că atunci când îi bate bufnicul la poartă, fuge să-i deschidă, dar nu înainte să uite și în oglindă, la fel dau și eu zorul să intru, dar se pare că s-a întrerupt legătura telefonică. Vreau să spun că avem un telespectator pe fir, dar cu siguranță acesta va reveni. Avem mesaje, multe mesaje de la dumneavoastră, dragi prieteni, și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Din partea mea, Mirela Misirghică, pentru soacra mea îi doresc multă sănătate cu ocazia zilei de naștere. Ei, iată că și Nora își iubește soacra, motiv pentru care și noi ne alăturăm soacra, și o salutăm pe soacră, chiar dacă nu știm cum o cheamă și nu știm de unde este. Da. Așteptăm telespectatorul să reformeze numărul afișat pe ecran, colegii sunt pregătiți. Prin intermediul acestei emisiuni urez familiei Burlac cu multă sănătate, an mulți fericiți și putere de a ne primi în continuare cu aceeași căldură în suflet și în vorbă. Și amintesc locuitorilor comunei Frătești că a fost un privilegiu de la Dumnezeu să avem un așa dascăl în școala noastră. Este într-adevăr tot ce spuneți noastră, stimate telespectatori sau telespectatoare, domnul Burlacu este un reper al învățământului giurgiuvean. Și îl salutăm și noi pe această cale, dacă acum se uită la emisiunea noastră, și să-i fie viața lungă, așa cum îmi place mie să spun, cât a nașii mele care m-a botezat. 103 ani, domn profesor, să fiți verde, pentru că din mâna dumneavoastră au ieșit oameni de nădejde cu care societatea românească se poate mândri. Am ajuns la jumătate de emisiune.
Dacă ar fi să o luați de la capăt, doamna Virginica, în viață, să presupunem, deși nu este posibil. Același lucru aș face, îi mulțumesc vieții, soartei, destinului, pentru că, într-adevăr, am avut o copilărie ușor tristă, pentru că tatăl meu a intrat în neființă numai când aveam vârsta de 12 ani și jumătate, dar, în schimb, Dumnezeu s-a recompensat, cum s-ar spune, față de mine, mi-a dat un destin frumos, mi-a dat o căsnicie reușită, mi-au dat... prieteni adevărați, oameni dragi sufletului meu și eu mi-am iubit și dușmanii pentru că ei m-au motivat. Păi se spune că dacă omul nu are dușmani, da, înseamnă că nu există. Înseamnă că nu suntem oameni, da, corect. Ei, așa cum spuneți dumneavoastră că v-ați iubit familia și sunteți, eu știu, datoare moral față de fiecare dintre cei dragi, așa mă simt și eu dator față de colegii mei, George Voican de la cameră, Minel Boboc de la cealaltă cameră, Liviu Petrișor de la a treia cameră, precum și cei trei domni din regie, Emi, George și Ionel. Pentru că alături de mine lucrează poate mai mult decât mine în reușita acestei emisiuni. Vrem să ne bucurăm cât putem de mult de prietenia cu dumneavoastră și... să mai citeți mesaje, pentru Sigur că da. Din respect pentru cei care ne urmăresc, trebuie să facem și acest lucru, așa e formatul emisiunii. Felicitări pentru emisiune, domnule Clement. Dedic aceste bijuterii muzicale părinților mei, cu drag, MB Alin. V-aș ruga, dragi prieteni, să vă treceți numele întreg și de unde sunteți, pentru că e mai bine, vă simțim mai aproape de sufletele noastre. Bună seara, mă numesc Denisa și dedic melodiile părinților mei, Adi și Raluca, vă iubesc din toată inima. Iubiți-vă părinții și bucurați-vă de prezența lor pe acest pământ, că nici nu vă imaginați, dragi prieteni, cât de greu și cât de dureros este să rămâi pe lume, indiferent la ce vârstă ți se prăpădește părintele. Se rupe ceva din sufletul tău, nu mai rădăcini. Și nu se mai cicatrizează niciodată. Și mila, grija pe care un părinte, fie el că e mamă, fie că e mamă, fie că e tată, nu poate fi înlocuită de niciun alt prieten sau rudă. Felicitări distinse interprete pe care o aveți în patru. Cu acești interpreți ai folclorului ne dați un zâmbet și ne bucurați inimile. Semnează Pompiliu. Iată... mulțumesc din suflet pentru aprecieri. Oamenii vă iubesc, oamenii vă apreciază, își trimit cu sinceritate gândurile. Bună seara din partea mea, Ilie Chira din Gogoșari, toate melodiile din această seară pentru comisarul șef Nicu Văduva. Dacă este Nicu Văduva de la Gogoșar, pe care l-am avut coleg de serviciu, l-am avut coleg la liceu Tudor Vianu, salut și eu cu drag. Și, dragă Nicule, eu știu în drumurile tale prin București, prin Giurgiu, nu uita să mă cauți, pentru că chiar mi-e dor să te revăd. Eu știu, ați mers pe la multe televiziuni, fie că sunt naționale, fie că sunt locale. Dar cu sinceritate, dați-mi notă și televiziunii noastre. Nota este prea mică. În cuvinte, vreau să spun, este foarte mare, are o greutate foarte, foarte importantă. De ce? Pentru că aici am găsit foarte multă căldură sufletească și de asta mă simt în largul meu, mă simt, știți cum este, când intri într-un căperi și ai spus bună seara și acești oameni și-au îndreptat privirea către mine și mi-au zâmbit, pentru mine a însemnat totul. Vreau să-i salut, să le mulțumesc, pentru că și acum 2 ani și acum, în această seară, m-au privit cu atâta blândețe, cu atâta zâmbet și le mulțumesc din suflet încă o dată, pentru că ne este alături și pe noi artiștii ne fac cunoscuți și ne pun în valoare chiar așa cum suntem noi, acești oameni minunați care nu cred că le este atât de ușor ca să facă această meserie. Dacă spuneți dumneavoastră că... pentru mine notele am spus că-s mici, dar s-am spus în notă însemna până la infinit. Vă mulțumesc din suflet. Și dacă spuneați că televiziunea noastră e o televiziune cu greutate, eu vreau să-i dați greutate și emisiunii noastre și mai deplasați-vă ușor la dreapta, că mă uit și la ceas. Deja Sigur. Am trecut de prima jumătate, iar eu am să mai citesc un mesaj primit de la telespectatorii noștri.
Bună seara, domnule Clement. Din partea mea, Adrian și Florentina Bojman, din comuna Gogoșar, dedic toată mapa muzicală din această seară scumpilor noștri nași, Nicu, Nina, Adrian, Claudia și prințesa mică Diana Negrilă. Îi pupăm pe toți și îi iubim. Iubiții, stimații telespectatori, pentru că sunt părinții spirituale ai domnilor voastre, sunt cei care v-au dus la altar și care, împreună cu familiile dumneavoastră, s-au rugat pentru reușita în viața finilor lor. Fie ca emisiunea să fie o dedicație din partea mea și a colegilor pentru marea familie Nova Force, acolo unde îi desfășoară activitatea destule sute de oameni care slujesc cu credință profesia pe care și-au ales-o. Mă bucur că fac parte din această familie, mă bucur că fac parte din familia Nova Force și pentru faptul că împreună cu domnul director Petrică Slăbescu deschidem porțile dorului în fiecare seară de miercuri aici la TV Giurgiu cu cei mai îndrăgiți interpreții ai cântecului popular românesc. Vă oferim cu drag alte două piese aduse din inima Teleormanului de prietena mea, de prietena dumneavoastră, doamna Virginica Neagu. Să o urmărim, prieteni! Îți dă nica tot ce vrei, de spui bovnici.
și tulpane, că mi te pândesc luna. Ia-ți banii, ți-i cheltuiește, dai că cu cinstea trăiește. Cam numai unii bovnite și e voinic cu ce să-mi par rău, că am trăit cum am vrut eu. O zi bună altă rău, că așa-i la toată lumea. Viața-i dată s-o trăim, nu să stăm și să jelim. Ai noroc și la mulți ani, ne trec cei mai frumoși ani, dacă-i trăim cu folos. Mulți ani cu bucurie, chiar de ne-a pasă tristeța, că pândește bătrâneța. Când bine aici vom fi, că n-avem de ce fugi. Hai noroc și la mulți ani, ne trec cei mai frumoși ani, dacă-i trăim cu folos. Cântăm și să ciocnim cât un paharel de vin. Hai noroc și la mulți ani, ne trec cei mai frumoși ani, dacă-i trăim cu folos, dăm îmbătrânii frumos. Hai noroc și la mulți ani, ne trec cei mai frumoși ani, dacă-i trăim cu folos, dăm îmbătrânii frumos. După ce am urmărit aceste două piese, dragi prieteni, aș vrea să mă adresez telespectatorilor bărbați. Mâine dimineață căutați-mă și împreună să mergem la Țigănești, pentru că prin cântei ne spunea doamna Virginica Neagu că acolo toți bărbații au câte o ibovnică. Să ne facem și noi, fiecare după vârsta lui, câte o ibovnică. Întelorman, acolo la Țigănești, pentru că acest cântec este cules din această zonă, deci clar este o comună din județul Telorman. Știm cu toții. Așa. Are tot așa un om în fruntea satului, domn primar din comuna Țigănești, care a făcut foarte multe lucruri frumoase în acea comună și a vrut ca să-l aducă dar tuturor consătenilor și a specificat, pentru că a spus Virginica, mi-aș dori să aud de la Țigănești la Vale. Atunci am considerat, da, am considerat că el și-a dorit să aducă acest cântec în dar consătenilor și știu ce înseamnă să vrei să faci ceva pentru oamenii ai satului, ai comunității în care trăiești și, bineînțeles, am imprimat această melodie de la Țigănești la Vale. Știți că e o melodie de succes din punctul meu de vedere și sunt convins că mulți dintre telespectatori s-au bucurat de
frumoasele versuri, linia melodică, acompaniamentul, nu mai vorbim de vocea dumneavoastră. Mulțumesc. Să mai vorbim cu un telespectator? Să vorbim, sigur, da? Sigur că da. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Clement! Bună seara! Dumneavoastră, invitată dumneavoastră, doamne Virginica. Bună seara! Este telormaneanca noastră, vecina noastră de județ. Vă interesează și cine sunt, probabil, nu? Cu siguranță, vreau să vă las, dar tot vă întrebam. Da, sunt prietenul dumneavoastră, Lucian Gongu, de la Căminul, de la Malul. O să trăiți, domnul director. Mi-ați luat-o puțin înainte că urmați să vă salut și pe dumneavoastră, și pe domnul primar Eugen Șoavă, și pe toți mălurenii, dacă mă exprim eu corect. Dar mă rog, mi-ați luat-o înainte, aveți 1-0. Noi suntem învățați să avem cam mereu 1-0, așa. Să fiți sănătos, să aveți 10-0. Domnule, legat de linia melodică a piesei pe care a cântat-o, acele de-a doua piese cântate de doamna Virginica. De la Țigănești la Vale. Da, domnule, linie melodică. Dar n-am înțeles eu prea bine chestia asta cu toată lumea trebuie să aibă o iubovnică. Dumneavoastră mă aveți o iubovnică, domnul Clement. Păi spuneam ceva mai devreme, domnul director, că mâine împreună cu întreaga echipă și cu bărbații telespectatori mergem la Țigănești. Care e problema? Nu e chiar nicio problemă. Știți care este totuși diferența? Că eu recunosc că vreau să-mi fac o ibovnică. Dumneavoastră o recunoașteți pe cea care o aveți? Oh, Doamne Dumnezeu, n-am avut în viața mea. Eu am fost cel mai fidel bărbat din lumea asta. Domnul director. Sunteți la egalitate 1-1. Dacă nici dumneavoastră și nici eu n-am avut, cu siguranță domnul primar Eugen Șoava a avut o ibovnică. Dacă nu, dacă vrea să mă contrazică, să intre în direct. Nu cred că are curajul să intre în direct, pentru că... Cam dânsul, dreptate. Dânsul are o altă prestanță, dânsul are o altă viață. Nu, e o glumă, domn director. Domn director, această melodie, aceste versuri... Domnul Clement. Vă rog. Haideți să discutăm... Stați că vrea doamna Virginica să vă spună ceva, da, domn director. Vreau să vă spun că acest cântec, încă o dată menționez, a fost ales de către un primar... Deci da. De primarul comunei Țigănești, da. L-a ales pentru toată comunitatea satului, deci pentru toți cei care trăiesc la țară, la vatra satului, pentru că dumneavoastră știți lăutarii satului, de altă dată cântau cântece și de umor, și de viață nouă, și de jale, și de dor, și exact cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, domnul Clement. Doamne, vă las să continuați discuția. Eu vin dintr-un mediu în care trăiesc de foarte mulți ani în domeniul culturii. Am 25 de ani că sunt director Căminului Cultural. Iar Țigăneștiul mie mi este destul de cunoscut, pentru că eu sunt navetist între Giurgiu și Craiova, așa că trec pe la Țigănești. Orice, n-am altă variantă. Orice ați vrea dumneavoastră. Bun. Vă salut și vă doresc încă alți mulți ani în instituția unde sunteți. Dumneavoastră, pe domnul Clement, vreau să-l felicit că v-a adus în emisiune, aveți o voce splendidă. Mulțumesc. Niciun menajament, nimic, nicio laudă, pentru că linia dumneavoastră melodică și vocea dumneavoastră este foarte, foarte caldă. Noi care înțelegem folclorul și care știm cu ce se mănâncă, noi putem să facem întotdeauna diferența. Domnul Clement, vă rog. Vă invit pe la Malul să vedeți noua noastră sală. E ceva, un vis. Păi am fost, domnul director, ați uitat că a doua zi, domnul... Eu. Da, nu mai e ce știți dumneavoastră. Păi, să înțeleg că au fost aduse fotoliile și că ați continuat. Exact. Păi, domnul director, dacă nu ajung până la 1 martie... Da. Când domnul primar Șoavă a promis oamenilor din comună că ne vom întâlni din nou cu artiști, cu siguranță atunci o să vin împreună, poate și cu doamna Virginica Neagu, să încântăm sufletele oamenilor din comună, dumneavoastră, foarte frumoasă, și o spun cu responsabilitate și cu sinceritate. Aveți un consiliu local, aveți un primar care într-adevăr merită să poarte numele de primar. Absolut. Este o frumusețe comună a dumneavoastră, mai ales în primăvară, când o să înverzească tot ce ați făcut dumneavoastră
cu comunitatea comunei. Este adevărat. Noi ne simțim foarte bine când cineva ne aduce asemenea laude. Domnul director, am vârsta la care nu pot să mă mai joc cu cuvintele. Da, absolut, absolut. Știți ce vreau să vă propun? Vă rog. Dacă e posibil, în primăvară, după sărbătoarea de 1 martie sau de 1 martie, când o facem noi la Malul, da? Doamne, putem să realizăm o emisiune în direct de la Cămin de la Malul, inclusiv cu spectatorii? Uitați, colegii mei care se ocupă de latura tehnică spun că da. Sigur că da. Cu mare drag, facem o sărbătoare a comunei. Exact. Da, în care oamenii să vină și la auzul cântecului Horei, interpretate de lăutarii satului, de Neaniță, Gușe și alți lăutari, pe care putem să-i aducem și noi și care fac cinste folclorului, dar să întindem o horă a bucuriei și o sârbă să plângă pământul sub tălpile noastre, cu drag. Asta sigur se poate întâmpla. Cu mare drag. Discutăm cu domnul primar, pentru că domnul primar este un mare iubitor de folclor, știți foarte bine... Știu acest lucru și ca o glumă vreau să spun că dacă ne urmărește și vă aude, nu vă da afară de la Cămilul Cultural. Păi dacă nu v-a dat până acum, nu mă mai dă nici de acum înainte, nu? Mai ales că la anul sunt alegeri, nu? Glumesc. Să rămân aici, că aici e locul. Sigur că da. Bine. Toate cele bune, vă salut, să rugminile, stimată doamnă. Bună seara. Și a fost o plăcere reală seara aceasta. Și pentru noi a fost plăcere, domnule director Goangă, să intrați în legătură directă cu noi. Bine, vă salut. O seară bună. Mai avem mesaje, unul vi se adresează în mod deosebit. Mă bucur să te revăd, draga mea prietenă. Te salut și te îmbrățișez. Semnează dr. Gina Cioban. O prietenă dragă sufletului meu, într-adevăr, este o prietenă puțin mai specială pentru mine, pentru că o cunosc încă din copilărie și pe ea și pe sora ei. Le mulțumesc din suflet că există, că sunt prietenele mele și au rămas consecvente acestei prietenii. O salutăm și noi pe doamna doctor și oferim în dar tot ce ați adus prin cântec de la Telorman pentru telespectatorii noștri. De la Adriana pentru copii și părinții mei, pentru fratele meu Florin, le urez tuturor a viață lungă și vă iubesc. Mă numesc Florentina Misirgică și vreau să dedic părinților mei și fratele meu toate melodiile și asigur că iubesc mult. Bună seara, dedic toate melodiile părinților mei, copiilor mei, fratelui meu Florin. Semnează Adriana din Găujean. Vă rog să luați și rolul meu de moderator și să intrați în legătură directă cu telespectatorul care acum așteaptă pe fir. Alo, bună seara! Sunteți în direct la TV Giurgiu. Da, se pare că e o defecțiune sau, eu știu, s-a întrerupt legătura. Sau nu mă recunoaște. Sau s-a emoționat telespectatorul, dar nicio problemă. Am convingerea că formează. Va reveni, sigur. Că da. Cum și eu am speranța că dumneavoastră ne mai încântați cu alte două piese, vă rog să faceți doi pași la dreapta, să vă pregătiți și de acolo, de pe locul unde trebuie să ne bucurați sufletele, să intrați în legătură telefonică cu telespectatorul nostru. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vreau să vă urez toată melodie de seara asta pentru mama mea și pentru bunicii mei și vă salut domnul Clement. Bună seara! Aveți o emisiune de nota 10. Mulțumesc! Și multe mesaje de încurajare în partea mea. Mersi! Mersi mult! Rămâi alături de noi și hai să ne bucurăm împreună de alte două piese aduse de doamna Virginica Neagu. Să urmărim, dragii mei prieteni! Nu știu ce să mai fac. Aolo, dădică floare, inimioară rău mă doare. De dor
ce de dori. Că-am auzit că matale ai lacuri la cingătoare. N-ai boală de bolit, boala ta e din iubit. N-are dai ca ce să-ți dea, să-ți vindece dragostea. Că n-ai boală de bolit, boala ta e din iubit. Că iubitul îl dă vecii, cum îl face așa-l petreci. Și n-am leacuri pentru ea. Poate știi să faci de drag și să mi-l aduci în prag. Nu știu, da, da, ce ți-aș da, de mila ea duce-n coag. Poate știi să faci de drag și să mi-l aduci în prag. Nu știu, da, da, ce ți-aș da, de mila ea duce-n coag. Îți dau un pun de parale, de mila duci, da, de floare. Soacră mare. Și dacă vrea Dumnezeu să-i fac băiatului meu nuntă mare, cam poveste cum n-a fost și nu mai este. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare cuirească, în veci să se pomenească. Să se pomenească.
să se pomenească. Aolo, abia aștept să-mi văd cu o floare în piept, spunea în cea de-a doua piesă prietena noastră, Virginica Neagu, gândindu-se că mâine va veni și ziua când fiul său va merge la altar cu aleasa inimii. Ei, imaginați-vă, dragi prieteni, când Virginica Neagu, alături de soțul său, vor fi socrii mari, da, undeva în Teleorman, unde cu siguranță nunta va ține 3 zile și 3 nopți, ținând cont că este prietena tuturor artiștilor din cântecul popular românesc și care vor participa într-un număr foarte, foarte mare, iar microfonul va fi cel mai solicitat ca să încânte pe ceilalți meseni. Sperăm să nu uite și de noi, de echipa de la TV Giurgiu, băieții de la camere să vină să filmeze, fără niciun fel de onorariu, numai din respect pentru vocea și frumusețea costumului popular pe care Virginica Neagu ni le-a adus în această seară. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. Vreau să aduc în dar mai ales această melodie tuturor celor care urmează sau va urma să fie socri, deoarece eu am aici un coleg drag sufletului meu, un coleg de echipă, de formație, din trupa mea, ca să spun așa, care sper că îmi va deveni fin cât de curând, pe Costel Cuvioara, care dumneavoastră... Costel Mihai de la Frătești. Sigur că da. Vreau bine, să spun, din punctul meu de vedere, este... Din Teleorman. Da, vine e din... E prietenul nostru, vine din Drăgănești, dar vreau să vă spun și că pe este... soția lui care este în spatele camerei. Iarăși un adevărat profesionist, în adevăratul sens al cuvântului. Deoarece eu întotdeauna când merg undeva la o petrecere privată, îmi place să-mi lucrez melodiile profesional, așa să sune, exact așa cum ele sunt prezentate pe ecran. Să sperăm, dragi prieteni, că atunci când doamna Virginica Neagu o să cunune pe Costel cu vioara, așa sau că de la vioară, vreți, nu vreți, iar trebuie să fiu nașă, nu mă interesează. Iar eu vă promit că mă voi interesa, am să fac public acest eveniment și vom merge acolo unde se va desfășura frumosul eveniment din viața, sigur, lui Costel și a frumoasei sale soții. Da, și iarăși pe toți cei care, deoarece eu am și de la mine din sat câțiva consăteni care sunt căsătoriți aici în Giurgiu, vreau să-i salut. Bineînțeles, pe toți giurgiuvenii, dar și în mod special consătenii mei care locuiesc aici în Giurgiu. Ei îmi știu într-adevăr evoluția mea artistică. O știm și noi, numai... Eu de mic copil am cochetat. Consătenii dumneavoastră. Da, și știți cum, ce se naște din pisicătușoareci mănâncă. Deci și mama mea a îmbrățișat cântecul popular și de la ea am preluat... Și să știți că a făcut o alegere frumoasă, pentru că v-a ales această, da, ne-a educat cu multă sensibilitate. Că prin cântec ne pansați rănile, prin cântec adevărat ne bucurați sufletul, prin prezența dumneavoastră ne dați o stare de bine, motiv pentru care, în timp ce eu voi mai citi din mesaje, am să vă rog să vă pregătiți de cântat. Sigur. Eu știu că pentru dumneavoastră 16 melodii înseamnă foarte puțin, însă cine știe când Dumnezeu ne mai dă posibilitatea să ne întâlnim cu dumneavoastră. Noi deja vă lansăm invitația să reveniți cât puteți de repede, pentru că ne sunteți dragă. Așa cum ne sunt și telespectatorii dragi și ne trimit mesaje, intră în direct cu noi și fiecare își alintă sufletul pentru cei care sunt plecați departe de ei, pentru cei care le sunt aproape. Alte două piese, dragi prieteni, interpretate de prietena noastră a tuturora, Virginica Neagu. Și mi-a tulburat un băiat frumos și înalt. Pe mine cine mă răsfață, un băinicel cu mustață. Mintea cine mi-a tulburat
frumos și înalt. În brațele lui mă duce cu a lui sărutare dulce. E frumos și plin de viață și la dragoste mă învață. În brațele lui mă duce cu a lui sărutare dulce. E frumos și plin de viață și la dragoste mă învață. Soarele-n puieniță, alerg pe cărări de sculță. Floricele-n poală strâng și-l aștept să vină-n crin. De soarele-n puieniță, alerg pe cărări de sculță. Floricele-n poală strâng și-l aștept să vină-n crin. Neica vine pe cărare și-mi dă o sărutare. Murmură șoapte, noi ne iubim până la moarte. Neica vine pe cărare și-mi dă o sărutare. Murmură izvorul șoapte, noi ne iubim până la moarte. Neica, ce ți-ai pus în gând, parcă nu somn pe pământ. Mă gândesc numai la tine, parcă sunt pe altă lume. Neica, ce ți-ai pus în gând, parcă nu somn pe pământ. Mă gândesc numai la tine, parcă sunt pe altă lume. Vino, neica, te aștept să-mi vindești dorul din piept. Aș fi în stare. Ți-aș aduce luna-n drag, să-ți arăt cât mi-ești de drag. Că-i frumoasă dragostea când o împarți cu cineva. Sunteți ca niște
n-aș putea să uit vreodată, taică, de unde am plecat. Că pe unde ajung mereu, vă port în sufletul meu. N-aș putea să uit vreodată, taică, de unde am plecat. Că pe unde ajung mereu, piese pline de încărcătură sufletească, piese cu multă sensibilitate. Și acum, domnul Liri, lăsați-mă să vi-l dăruiesc această melodie special pentru dumneavoastră, pentru că sunteți un tată iubitor și știu cât vă iubiți fetițele, cât vă iubiți copilașii și nepoții lui mai ales. Cu toată dragostea și cu toată emoția din sufletul meu, vă aduc în dar această melodie. Sărut mâna, mulțumesc și vă rămân îndatorat. Oricum, nu sunteți îndatorat la mine, pentru că și dumneavoastră faceți foarte mult pentru mine. Cuvintele dumneavoastră au greutate asupra tuturor celor care ne ascultă. Știu că au, pentru că știți să mă puneți în valoare așa cum trebuie. Eu așa simt pentru Virginica Neagu, așa simt pentru fiecare dintre prietenii mei din cântecul popular. Spuneați mai la începutul emisiunii că aveți o relație de prietenie, o relație de rudenie cu familia Vera și Constantin, da, Măgureanu. Să le spunem din nou telespectatorilor noștri care este relația dumneavoastră de rudenie. Eu sunt moșica primul lor copil, Antonio Măgureanu, Constantin Junior. Dar mai avem un telespectator, să nu lăsăm să aștepte prea mult, da? Ultimul, da, de sigur. Altfel din această seară. Alo, bună seara! Bună seara, dragii mei, vă pup și vă îmbrățișez. Bună seara, Veronica! No, să rămână, Vera! Cum să... de ceva vreme pe fir să aștept să intru în direct. Da, Veronica, înainte să spui tu, eu vreau să știu, vreau să te asigur și tu știi că acest cântec l-am ales împreună și acest cântec îi aparține a tatălui tău, Lunea Florică Stafie, pe care eu am avut o legătură specială cu acest om. L-am iubit, spun acest lucru, l-am iubit. În sufletul meu a rămas veșnic, dar acest om a trecut în neființă și am avut, într-adevăr, multe de învățat de la această persoană. Da, îți mulțumesc mult de tot. Ce să zic, de vreo 3 minute așa plâng în telefon ascultând această piesă pe care tu ai ales-o împreună cu mine. Lacrimile noastre, Veronica, mă rog, cred că ajung peste, acolo. Să trecem peste, nu, sigur, vreau să vă întristez. Da, așa este. Mă bucur din suflet că domnul Clement, așa cum face dumnealui, se ține de promisiune și aduce artiști de mare valoare la Giurgiu, pentru că vreau să spun acum, să, fără lipsă de modestie, tu știi că eu cam așa sunt, îmi place să spun omului în față, și dacă îi convine și dacă nu-i convine. Tu, într-adevăr, ești o valoare a Tellermanului Virginica Neagu, ești de apreciat, ești unică, pot să spun. Domnul Ilie Clement, vă pup cu drag. Mi-e dor de dumneavoastră, de-abia aștept să ne reîntâlnim. Zilele astea, cu mâna pe inimă că ajungeți la București. Săptămâna asta, Veronica, cu siguranță ne vedem. Și ce să vă zic, vă felicit din nou pentru aceste emisiuni frumoase pe care le faceți. Noi vă urmărim pe internet în fiecare miercuri, așa cum dumneavoastră ne-ați obișnuit. Ce să spun,
Îmi cer scuze că așa sunt puțin emoționată din cauza acelui cântec, dar vreau să trec așa puțin peste și să vi-l dau și pe soțul meu la telefon să vă spună câteva vorbe și vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc. Și noi cu drag, Vera. Și noi, Vera. Să-mi pup nepoței. Le mulțumim pentru că au fost în număr atât de mare telefoanele dumnealor, cuvintele dumnealor frumoase adresate familiei noastre. Și nu pot să vă spun că am un respect deosebit față de dumneavoastră, domnul Ilie Clement, și față de Virginica Neagu, care repet, este o valoare a Tellermanului. Mulțumesc, Vera. Este o artistă adevărată. Bravo, felicitări, Vergi, și vreau să s-o ții tot așa și mai mult, dacă se poate, și la aștept albumul nou de la tine. Este lucru. Mulțumesc. O seară plăcută. Da. Să rămână, deci, mulțumim, Vera. Vi-l dau pe soțul meu. Să saluți piticii și pe mama ta din partea noastră. Mulțumesc, sărumâna, vă pup, Doamne ajută. Doamne ajută, sărut mâna. Bună seara, Virginica Neagu. Bună seara, Constantin Măgureanu. Vă urmărim. Da, mulțumim. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre Virginica Neagu, domnul Clement. M-auziți, da? Cum să nu, Costi? Vocea ta inconfundabilă. Sigur. Ca și cântecul de altfel. Mulțumim frumos. Să știți că Virginica Neagu este un nume de referință în Tellerman. Cu piese frumoase, cu o voce inconfundabilă, cu un repertoriu foarte bine ales, și așa cum spune soția mea, o să îi așteptăm și alte piese frumoase, pentru că știu că are un material care trebuie să-l scoată pe piață. Și toți cei care iubesc muzica populară din Tellerman o să regăsească în materialul Virginicăi Neagu nou. Vreau să vă mai spun că este un om deosebit, cu un caracter ales, cu o personalitate puternică, cu ceea ce spune ea în aceste frumoase cântece. Să știți că foarte mulți sunt atrași de cântecele ei, pentru că eu merg foarte mult cu ei la cântări, în Tellerman, în zona Alexandriei și nu numai. Dar unde noi fi tu, Costi? Foarte bine văzută și foarte bine reperată de cei care iubesc muzica populară din Tellerman. Eu n-am decât să vă spun că vă pup și distracție plăcută în continuare, să vă simțiți bine acolo. Și domnul Clement, să știți că a fost foarte bună coada de pește. Da, mă bucur. Păi pe malul Dunării, Costi, să nu fie bună. Da. Eu vă aștept la București ca să vă dau o pizza. Aolo, nu, mai bine pâine cu sare și cu ceapă, că e mai de la vatra satului. Așa. Nu ne trebuie bucăți. Cu praj să ne aștept, Costi. Aștept să mergem și cu Vergi și cu Sandu, pentru că Virginica e moșica băiatului nostru. Știm. Și aștept să mergem la noi la țară să facem inaugurarea la grătarul meu care l-am făcut. Să dea firul ierbii și cu drag mergem. Însă vreau să te întreb ceva, Costi, înainte să închizi. Ca și la Tellerman și la noi în Vlașca sunt obiceiuri de la sat la sat. Cred că și la voi în Romanaț sau respectiv Tellerman, de unde vine doamna Virginica Neagu, ca de altfel și în satele giurgiuvene, de sărbători finii merg cu plocon la nașu. Ținând cont că ți-a moșit pe Antonio. E moșica, e nășica. Ai fost cu plocon la nașa? Ia spune, Costi, cum? Eu ți-am dat copii de grindă. Da. Bineînțeles. Și cu ce ai fost la moșica? Plocon. Cu de toate încărcat. Da? Sigur că da. Sigur. Deci a respectat tradiția. Anul trecut am fost de trei ori naș și au venit finii mei la mine. Să am glumit, Costi. Și anul ăsta, pe 15 august, iarăși sunt naș tot la Alexandria, la un
la o conștiință de-a mea care n-are decât vreo 1000 de oi, domnul Clement. Să fie sănătos, să ne dea și nouă, că vine Paștele cât un miel. Gata, Costi. Da, și am impresia că la un moment dat o să-l întreci pe regretatul Ion Dolănescu în a cununa și a boteza. E, nu vreau. Pe domnul Dolănescu, să știți că nu-l întrece nimeni. Nici vocal și nici nu, ceapă. Nu vorbim de... Pentru folclor și pentru țara noastră, nimeni nu o să legaleze. Este adevărat, a rămas un titan... Părerea ta și că ești foarte modest, dar vreau și tu ești că tot constant ești în direct cu noi să te felicit pentru gestul pe care îl faci de fiecare dată, îmi spuneai după emisiune, că atunci când ți se face dor de cântecul lui, mergi la mormântul regretatului Ion Dolănescu din cimitirul Belu, unde te reculegi acolo, la picioarele lui. Puțini artiști fac acest lucru și pentru asta să știi că chiar sunt mândru că sunt prieten cu tine. Să știți, domnul Clement, că nu fac să mă vadă cineva, fac asta simt eu. Sunt convins de asta. Da, am câștigat foarte mulți bani pe cântecele dumnealui de când eu cânt de mic și am învățat după plăcile de vin. Ne-au legănat copilăria, așa este. Costi, de ce spun că sunt convins? Pentru că dacă n-ai face-o de la suflet, ai da un telefon la... toate posturile de televiziune unde tu ești invitat și cu regularitate. Sigur. Și ai fi luat 3 televiziuni, 2 radiouri și nu știu câte ziare să te vadă când te duci. Nu, tu te duci singur sau poate împreună cu Vera și acolo în tăcere îi mulțumești, știi tu cel mai bine ce faci. Da, și să știți că, domnul Clement, au venit câțiva prietenii mei din țară și au cerut să meargă la dumnealui să vadă mormântul și eu am fost cu colegii mei, cu câțiva din colegii mei, am fost și le-am arătat mormântul domnului Dolănescu. E bine că după 5 sau 6 ani nu este uitat, dar acest lucru nu o fac decât vocile de aur, oamenii care au crescut pe lângă regretatul Ion Dolănescu sau pe lângă mari artiști care îi mai avem încă în viață. Mulțumim de telefon, să fiți sănătoși. Mai ales că eu în ultimii ani de viața dumnealui am fost alături de dumnealui la petreceri, la ziua de naștere la Sfântul Ion și mă aprecia foarte mult și mă iubea. Și meriți, Costi, acum nu o spun așa cum o fac și eu. Gratuit, tu ești într-adevăr o valoare a cântecului din Romanație, a cântecului sigur de petrecere și nu întâmplător ai fost în distribuția de duminică de la sala radio, acolo unde ai cântat cu artiștii de la Doina Gorjului. Da, unde am fost angajat 10 ani de zile și m-am bucurat că m-au invitat. Acum nu mai e domnul Ghisulescu director artistic, este aici la pensie, Roberta. Este Claudia Toro, pardon. Director artistic. Înseamnă că după atâți ani de când ai plecat din Gorj, iată că numele tău a rămas undeva înscris cu litere de aur și este un lucru care ne bucură și pe noi, nu mai vorbesc de tine, care ți-ai lăsat amprenta în cântecul oltenesc. Am foarte mulți prieteni, vă mulțumesc mult, am foarte mulți prieteni și la Craiova, și la Slatina, și la Târgu Jiu. Și la Giurgiu. Și la Giurgiu. Părinii Clement. Mulțumesc din suflet, Costi. Mulțumim și lui Vera. Te iubesc, Vergii, să fii sănătoasă. Și eu pe voi. Mulțumesc, mulțumim de telefon și pentru aprecieri. Pupă băieții, pupă pe mama soacră. Giurgiu și să fiți alături de emisiunile frumoase ce le realizează domnul Lili Clement. Lili, așa îi spunem toți prietenii. Te așteptăm cu drag, Costi. E o bucurie să ne revedem cu tine și mai ales cu cântecul interpretat de tine. Salută-i pe toți din casă, pe mama soacră, care a făcut un efort miercurea trecută să rămână cu piticii tăi, ca alături de tine și Silvana Răciu să participe și prietena mea, Vera Măgureanu, chiar dacă ea nu cântă muzică populară, dar e un prieten numai deosebit. Numai la chefuri cântă ea. Da, și în casă. Și în casă, da. Și pe note muzicale, Costi, du gunoiul, Costi, du-te la alimentară. Ea mă comandă în casă, ea comandă. Păi, dar, crezi... Costi, nu, de ce nu spui că este și impresarul tău artistic? De ce nu recunoști? Da, ea se ocupă de spectacole. Ea se ocupă, să știți, nu, și spus, sigur în, că în da. Emisiune. Și îi mulțumim că printre acei artiști pe care ea îi preferă,
mă regăsesc și eu. Sigur. Mulțumim, Costi, să vă ajute Dumnezeu, să vă bucurați de viață, de copii, de tot ce vă este drag și să slujești în continuare cântecul românesc, așa cum ai făcut-o și până acum. La fel îi doresc și lui Vergi și să fim așa cum am fost până acum, pentru că suntem prieteni de atâția ani și trebuie să fim împreună și să cântăm, să bucurăm inimile și sufletele tuturor celor care întâlnesc. Iubesc muzica bună. Păi telefonul care ni l-ai dat este mărturie în acest sens. Sigur că da. Mulțumim de prietenie, mulțumim de telefon, mulțumim de tot ce faci tu în cântecul popular și pentru noi românii. Doamna Virginica, din păcate, nu numai că am ajuns la final, am și depășit. Motiv așa este, care mulțumim, încă o dată mulțumim regiei Slăvescu, că ne-a îngăduit să depășim momentul. Dincolo de sticlă, așa cum e limbajul dumneavoastră a artiștilor, s-au găsit foarte, foarte mulți iubitori de cântec popular, iar în această seară de cântec popular din Telorman adus de dumneavoastră. Vă rog să le transmiteți un gând. Le doresc să aibă un an încărcat de multe, multe realizări, multă sănătate și să ne reîntâlnim atunci când se va putea, că eu știu că alături de noastră trebuie să povestească și alți colegi de cântec, dragi telespectatorilor. Și încă o dată vreau să salut patronul televiziunii TV Giurgiu. Domnul deputat Nicolae Florian, de fapt soția sa, doamna Vera, doamna o frumoasă Vera, și la suflet și la chip. O salut și mulțumesc din suflet pentru că miercurea face posibilă ca fiecare dintre artiști să apară să prezinte în fața publicului tot ce au ei mai bun. Bună seara, dragii mei, și vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o să ne ascultați. Se cuvine să mulțumesc încă o dată doamnei Petronela Sândulescu, doamnelor Aura Stan și Nuții Leceanu, precum și domnului Adrian Cândea de la brutăria Pâinilă, din orașul nostru, pentru apetisantele produse pe care ni le-a oferit, pentru intenția bună de a oferi copiilor instituționalizați un gram de bucurie, fie că este un produs de panificație sau de patiserie. Și, dragii mei, prieteni, nu uitați, atunci când faceți cumpărături, lăsați în coșul pus la dispoziție o pâine sau un covrig, să-i bucurăm și mai mulți pe copii. Vă asigurăm, prieten drag, Virginica Neagu, în numele telespectatorilor, încep prin a vă mulțumi pentru că ați găsit timpul material necesar să veniți în această seară la Giurgiu, să vă asigurăm de prietenia noastră, de prețuirea noastră, de considerațiunea noastră și să știți că în orice clipă ne este dor de dumneavoastră. Vă mulțumesc! În speranța că emisiunea noastră v-a adus un gram de bucurie în suflete prin cântecele minunate aduse de această voce de aur a cântecului popular românesc, dați-mi voi, dragi prieteni, să mi-au rămas bun de la dumneavoastră până miercurea viitoare, când ne vom întâlni cu un alt nume cu greutate din cântecul popular românesc. Lili Clemen vă mulțumește și vă urează o săptămână plină de realizări. La revedere!